Comuna Braniște a intrat în carantină pentru 14 zile. Rata de incidență a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 a atins 8,79 la 1000 de locuitori. Este cea mai afectată localitate la nivelul județului Mehedinți, unde de astăzi au fost instituite măsuri drastice. De astăzi, pentru localitatea Braniște a fost instituită carantina zonală pentru o perioadă de 14 zile. Propunerea aceasta a fost adoptată în urma evaluării riscului răspândirii coronavirusului. Măsura a fost propusă în decursul zilei de ieri, după ce rata de incidență a cazurilor de îmbolnăvire cu COVID-19 a atins 8,79 la 1000 de locuitori. Luând în considerare situația epidemiologică la nivelul localității Braniște din județul Mehedinți, situație generată de coronavirusul SARS-CoV-2, unde rata incidenței cumulative COVID-19 este de 8,79 la 1000 de locuitori, conform ordinului, se instituie măsura de carantină zonală începând cu data de 17 noiembrie. Pe o perioadă de 14 zile. Intrările și ieșirile din localitate vor fi strict interzise prin alte căi de acces decât cele deschise circulației publice, iar polițiștii au format filtre de control. Oricine vrea să intre sau să iasă trebuie să justifice călătoria cu declarație pe propria răspundere sau cu adeverință de la angajator. Șoferii care nu sunt din zonă pot doar tranzita aceste localități fără să oprească în interiorul lor.